Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit la o nouă călătorie în lumea aceasta a celor care mai și gândesc din când în când, în lumea raționalului, în lumea scepticismului. Aceasta este prima emisiune din fatalul an 2012. Din păcate, va trebui să ne ocupăm de un subiect care s-a întâmplat anul trecut. Știți, eu înregistrez pentru perioada aceasta, am înregistrat emisiunile cu ceva timp înainte de a fi difuzate, motiv pentru care nu mai sunt eu chiar așa în zona actualității. Bine, Cronica Șepticului nici nu-și propune să fie așa neapărat la, cum să spun, la zi cu năzbâtile care se mai întâmplă, pentru că sunt atât de multe năzbâtii încât nu le mai putem face față. Iraționalul domină societatea și societatea românească cu atât mai mult. Anul trecut nu așa a fost marcat înspre sfârșit de scandalul vrăjitoarelor. Dacă vă puteți imagina să fie cineva, câtă minte trebuie să aibă cineva să le dea 430.000 de euro vrăjitoarelor. Și mă rog, poate voi face o emisiune și legată de credulitatea. Știu, ați vrea să folosesc cuvinte mai dure. Credulitatea unora. Credulitatea asta este bine, cum să zic eu, bine susținută prin presa românească. Apropo de vrăjitoare, chiar vedeam soția unui faimos personaj care s-a dus să se trateze la Viena pentru că era otrăvită cu mercur și un lucru misterios. A cheltuit acolo mulți bani, 10.000 de analize, nu era nici urmă de mercur. Ea aflase de fapt că de la vrăjitoare că a fost otrăvită cu mercur, dar era vorba de mercur vrăjitoresc și a s-a dat vreo 100.000 de euro. Unde putem ajunge, Doamne Dumnezeule? De fapt, așa cum am spus-o și anul trecut, am repetat-o adesea, gândirea rațională nu prea este încurajată în mass media românesc. Nu aduce bani gândirea rațională. În timp ce gândirea irațională aduce bani. Anul trecut, așa, spre sfârșit, a fost, cum să spun, marcat de un mic incident. Un incident legat de un post de televiziune. I-am mai extras din acel post de televiziune de mai multe emisiuni, că ei au, cum să zic, fac o paranteză, am văzut pe o doamnă blondă care invitase două personaje să discute despre citirea destinului în anul a lunițe. Știam de ghicit în cărți, în bobi, în cafea, dar în a lunițe unde putem ajunge? E drept că și un alt post de televiziune, Antena 2, a avut o emisiune dedicată acestui subiect. Dar vom vorbi despre asta ceva mai încolo în acest an. Ziceam, un incident. Eu intru adesea să mă informez, să văd ce se mai întâmplă, mai ales în locurile care le știu eu sensibil, unde știu că există derapaj. Este vorba despre emisiune medicală, din care, țineți minte dumneavoastră, am extras cazul acela cu omul care energiza apa și verifica energizarea cu ajutorul unui pendul. O năzbete mai mare și că se mai poate. Sau că molecula de apă are formă de piramidă. Iarăși, năzbâtii mai mari nici că se pot, sau că trebuie amestecată apa, nu mai știu, în sens antiorar, ca să-ți iasă ciorba bună. Cam ăsta era nivelul, dar pe urmă am constatat că emisiunea a început să invite medici, erau discuții chiar importante legate de medicină. Sunt, în momentul de față, îndrăznesc să afirm că, cu excepția TVRM-ului, nu mai este emisiune de medicină pe posturile noastre. Era la N24+, o emisiune foarte frumoasă și pe care o urmăream adesea, aflam informații interesante, care nu știu de ce, a dispărut și ea. În schimb, intrând pe pagina de Facebook a emisiunii respective, iată ce mesaj am găsit. Acuși vine Crăciunul. Emisiunea a fost difuzată în 18 decembrie 2011 și vă invit să o revedeți și dumneavoastră. Acuși vine Crăciunul. Da, până atunci mai e o duminică.
când ce face tot omul cu scaunul la cap? Se duce la televizor, la Dr. Băunu, care are de data asta o temă frumușică. Terapia prin iertare și iubire. E o chestiune serioasă, stimați telespectatori, dacă nu te ierți pe tine și pe ceilalți, te cam îmbolnăvești. E o cugetare adâncă, dar merge, e într-un stil ghiduș. Dar lucru și mai serios de atât este iubirea, corect. Eu totdeauna susțin, cel mai important lucru este iubirea. Cine mai spunea treaba asta? Un tip fain în urmă cu 2000 de ani. Reține sintagma, tip fain în urmă cu 2000 de ani. Nu prea l-am luat în serios, dar ar fi timpul pentru că, iată, ne cam îmbolnăvim. Așadar, iartă și iubește. Invitații sunt terapeutul Mihăiță Toma și medicul psihiatru Alexandru Micu. Să fiți acolo la ora 19:00 cu iubire și iertare. Și noi vă iubim. Da, și noi vă iubim și noi le iubim. Le iubim. Am dovezi clare. Sunt mai multe persoane pe această planetă care știu că pot da dovadă de iubire profundă. Numai că pe mine m-a îngrijorat prezența unui anume terapeut pe care tocmai l-am dat în această emisiune, voi da numele. De obicei prefer să nu da nume, dar de această dată, pentru că vreau ca la rândul dumneavoastră să verificați informațiile, am zis să dăm numele. M-am apucat și am dat un comentariu destul de supărat, dar civilizat. Am pus între ghilimele acest un tip fain și am spus că un tip fain nu vă permite, nu ar veni în susținerea invitării în emisiunea dumneavoastră a unor șarlatani. N-am textul, vi l-aș fi pus, dar o să vedeți că s-a întâmplat ceva. Cea care întreține este OCEA, care întreține pagina respectivă de Facebook, mi-a atras atenția că, vezi, Doamne, nu m-a prins că un tip fain este Iisus Hristos și că sunt prea dur atunci când afirm că este vorba despre șarlatani. Mi-a explicat că tocmai de-aia în mesajul meu am pus în ghilimele acel un tip fain. Tocmai de aceea am pus între ghilimele un tip fain, pentru că expresia, sintagma respectivă, mi se pare deplasată. Dar oricum, invitarea șarlatanilor în emisiunile de televiziune ridică mari probleme. Acești șarlatani, popularizați fiind în emisiunile de televiziune, capătă credibilitate. Cum o spun adesea, o spun de fiecare dată. Prezentarea unor personaje din acestea mai mult decât dubioase în emisiuni de televiziune le acordă credibilitate. Ei niciodată nu sunt contraziși. Ei pot să afirme orice și de fapt își fac cumva o reclamă. Dacă ești la televizor, ești selecționat, ca să zic așa, ești verificat, consideră instinctiv telespectatorul și mulți dintre cei creduli, dacă iau în seamă vrăjitoarele, vă dați seama, un terapeut din acesta care apare foarte serios la televizor va fi luat și mai în seamă. Dr. Băunu a simțit nevoia să devină dintr-o dată indignat. Să citim mesajul indignat. Domnule Cristian Român, de unde vă vine atâta venin? De ce șarlatanie? Cum puteți folosi cuvinte atât de grele într-o chestiune care nu vă privește personal? Ba, mă privește personal. Cum mă privește personal atunci când văd că cineva fură bani din buzunarul cuiva. Cum mă privește personal atunci când văd pe cineva care dă o spargere. Mă privește cât se poate de personal. Cum puteți folosi, deci, cuvinte atât de grele într-o chestiune care nu vă privește personal și despre care, cu toată eleganța de care sunt în stare, nu are nicio legătură cu dumneavoastră? Ba, are legătură cu mine. Sincer, nu vă înțeleg răutățile gratuite. Răutatea gratuită era aceea că spuneam despre personajul respectiv că este un șarlatan pe care îl proferați cu atâta dezinvoltură. Este foarte clar că nu sunteți capabili de iubire și iertare. Cum v-a spus mai devreme, sunt capabili de toată iubirea și de toată iertarea. În fiecare zi iert pe cineva, în fiecare zi iubesc pe cineva.
Deci este foarte clar că nu sunteți capabil de iubire și iertare, atunci să fie cu iertare, n-aveți ce căuta la televizor duminica la ora 19:00. Am văzut că ați dat, că ați șeruit numai când era ceva care nu vă convenea dumneavoastră, ca să combateți, nu ca să ajutați pe cineva cu informații. Da, șeruisem linkul respectiv către grupurile de Facebook despre care am vorbit, Rational Squad și Pseudoștiința în România. Pentru că e nevoie de comentariile dumneavoastră. Trebuie să puteți plasa dumneavoastră comentariile acolo. Și continuăm. Asta spune totul despre cine sunteți. Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l mai trimit. O să-mi iau libertatea să vă șterg din listă ca să nu mai otreviți și alții oameni cu răutățile gratuite de care știm cu toții că sunteți în stare. O viață bună, cu iubire și iertare. Deci, cum să spun, a aduce rațiune într-un discurs din acesta înseamnă otrăvire. A declara șarlatan pe un șarlatan înseamnă otrăvire. Eu nu citise mesajul pe la capăt, am încercat să postez propriul meu mesaj acolo, în care să explic ce e cu șarlatanul. De unde, până unde este personajul respectiv un șarlatan. Și o repet, este un șarlatan. M-a banat, n-am mai putut să comunic, bineînțeles, a fost o mică, ce frumos a fost, pentru că prietenii mei de la Pseudoștiință în România și de la Rational Squad, imediat au început să, că am lăsat eu acolo mesaj, băi, vedeți că m-a banat, puneți-i voi explicația asta. Au pus-o, au protestat. S-au șters o parte din comentarii, dar până la urmă n-am mai avut ce face, că se adunaseră foarte multe și prietenii mei chiar le-au salvat. Au salvat, eu l-am salvat sub formă de fișier Word, dar ei au făcut poze. O să, la momentul potrivit, poate o să le arăt, dacă zice cineva că n-a fost așa ceva. Duduia, persoana, Duduia, doamna, cea care întreține pagina de Facebook, cu pricina, mi-a trimis și niște mesaje personale. N-am să intru eu în foarte multe detalii legate de acele personaje, oricum eu am atras atenția că i-am explicat că este vorba despre o crimă. Oamenii, în loc să se ducă la medic, apelează la acești bioșarlatani. Dar haideți să vedeți că i-am dat un anume link. Dar haideți să vedeți de ce este șarlatan. Inginerul Mihăiță Toma, de el e vorba, cel care se ocupă cu distribuția apei cu argint coloidal în București, spune că nobilimea europeană, asta este un articol din Jurnalul Național, că nobilimea europeană consuma în scopuri terapeutice cantități mari de argint în stare minerală. Această practică avea ca efect o pigmentare albăsturie a pielii, iar astfel s-a născut sintagma cu sânge albastru. Știința modernă îl citează pe inginer, că este inginer, în emisiunea cu pricina, dintr-o dată devenise și psiholog. Ba, mă rog, pot fi el și psiholog și terapeut. Bun. Știința modernă a demonstrat că argintul poate fi considerat unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Prelucrat în laborator, acest metal luptă împotriva agenților patogeni și poate vindeca răceala în cel mult o zi. Rolul argintului în organismul uman poate fi descris ca un sistem imunitar secundar, precizează inginerul Mihăiță Toma. În cazul infecțiilor acute, că ni se dau și indicații terapeutice, este indicat să beți 3 lingurițe de apă din aceasta cu argint coloidal din 2 în 2 ore. Folosirea apei în acest mod e necesară pentru menținerea unei anumite concentrații de particule de argint în organism. Terapia cu argint durează în funcție de afecțiune 24 de ore sau câteva săptămâni. Pentru o lună de terapie se utilizează o jumătate de litru de apă cu argint coloidal, care costă numai 1.450.000 de lei vechi. Virtuți terapeutice pentru acest argint coloidal persoanei respective, i-am dat și link-ul de unde poate să afle informații despre argintul coloidal. Respectiv, acesta era link-ul, puteți să-l copiați și dumneavoastră. Este vorba de Centrul Național pentru Informații în domeniul biotehnologiei, care ține de Institutul Național de Sănătate al Statelor Unite. Iată comunicatul și n-am să vi-l
citesc așa în întregime, îl puteți și, și dumneavoastră. Ideea este că FDA-ul, agenția care controlează medicamentele, distribuția medicamentelor în Statele Unite, interzice, practic, vânzarea medicamentelor care conțin argint coloidal sau săruri de sare pentru uz intern sau extern. Ele nu sunt recunoscute ca fiind sigure și eficiente. Și, în consecință, se consideră că ele sunt etichetate greșit. FDA a ajuns la această concluzie pentru că produsul respectiv, care prin, mă rog, toți cele tehnici de marketing vindecă cam orice, este, interdicția este rezultatul a el fiind, cum să mă iertați, eu sunt atacat psihotronic. Deci el este recomandat pentru numeroase boli, dar nu se constată că ar avea vreun efect, deci nu se constată științific că ar avea vreun efect, ba din potrivă, așa cum veți vedea mai încolo, el are chiar efecte adverse, destul de grave. Pentru că tot legat de acest argint coloidal, i-am trimis persoane respective și informații, tot de la Institutul Național de Sănătate al Statelor Unite, în care se arată că studiile științifice au ajuns la următoarea concluzie. Deci prin studii științifice, prin rațiune. A, bine, poate prin răutate, poate prin ură. Nu, 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 nu. Prin rațiune, prin experimente, prin dovezi, prin căutarea dovezilor științifice. Argintul nu are nicio funcție cunoscută în organism, nu este un element, un supliment mineral necesar pentru organism. Susținerile conform cărora din suficiența argintului în corp și duce la apariția unor boli sunt nefondate. Susținerea faptului că acest suspensie coloidală de argint este eficientă pentru foarte multe boli este nedovedit științific. Și mai mult decât atât, produsele acestea care țin argint coloidal prezintă o sumedenie de riscuri și efecte adverse, care sunt detaliate în pagina următoare. Studiile pe animal au arătat că în om, construcția de folosirea de argint coloidal duce la efecte secundare, cum ar fi argiria, practic pielea devine cenușie și practic nu mai scap. Cenușie și coasta a rămas. Deci argiria, care reprezintă o decolorare gri-albăstruie a pielii, a altor organe, a țesuturilor interne, a unghiilor și a gingiilor. Argiria este permanentă, deci odată ce ai căpătat, odată ce te-ai îmbolnăvit de argirie, nu poți să mai, nu există tratament pentru a te vindeca. Alte efecte secundare ar putea include probleme neurologice, afectări ale rinicului, stomacului, dureri de cap, oboseală și iritări ale pielei. Argintul coloidal poate să interfereze cu, în organism cu absorbția unor medicamente, cum ar fi penicilamina și așa mai departe. Nu, nu le citesc eu pe toate. Da, nu, acolo o să ajungem noi ceva mai târziu. Bun, pot să revin în cadru. Și am văzut emisiunea. Nu pot să... N-am reușit să o văd atunci cât a fost dată în direct. Ei, primisem și indicații. Băi, o sta la televizor la ora 19 și nu m-am uitat. În schimb, emisiunea este pe net. Este emisiunea din 18 decembrie 2011. Ce să vezi? Mă rog, că om a fost prezentat nu ca inginer și ca psiholog. Măcar să fi spus, și inginer, și, și psiholog, și terapeut. Ca să știm noi o treabă. Alături mai era și un medic psihiatru. Păi s-a spus o sumedenie de năzbâti. Domnul doctor, psihiatru în legătură cu depresiile, vorbea corect, vorbea științific. Personajul celălalt, în schimb,
șarlatanul sau terapeutul sau omul care nu e așa. Răspândește iubirea pentru a te vindeca, nu? Răspândem iubire, dar e vindecat de nu mai ai niciun fel de problemă. Spunea tot soiul de năzbâti, nu voi insista asupra lor. Numai că ce este mai grav, era un mail primit de la o telespectatoare, avea femeia sinuzită. Ce credeți că i s-a recomandat? Hai, luați și gândiți, luați și deduceți. Timpul a expirat, argint coloidal. Persoana care îmi trimitea mesaje din partea paginii de Facebook a doctorului Beaune mi-a spus că nu e vorba de prezentare de produs. Dar i s-a recomandat argint coloidal, tocmai ce îi trimisesem femeii, nu? Să știe că afirmațiile legate de argintul coloidal și de capacitățile sale terapeutice sunt nesusținute științific și, așa cum v-am și arătat, ce v-am citit aici, să știți că am trimis și să urmă de link-uri. Sunt convins că n-a citit. Păi nu, nu e cu iubirea. Cunoașterea vine din iubire. Nu din studiu atent. Nu din cercetarea. Din căutarea informațiilor din zonele în care informațiile sunt credibile. Îl credem pe năzbătiosul ăsta care cu pendulul vedea dacă apa e energizată. Îl mai am încă la mine pendul. Dar mi s-a rupt blânțișor. Îl țin așa legat cu... Îl am. S-a rupt blânțișor. Probabil că eu fiind plin de ură, mi-a rupt, uite, ăsta e. A, nu se vede bine. Ăsta e pendulul. Și el venea cu pendulul, făcea... Mă rog, îl țin cu mine cu sfințenie ca să verific ce și cum e energizat. Probabil că am dat peste o energie negativă și ăsta s-a bușit, s-a paradit. Îl repar eu. O să cu iubire. O să mă uit cu iubire la el și o să se repare. Ce este mai grav este că domn doctor psihiatru și el trata cu argint coloidal. Cum e posibil așa ceva? De fiecare dată mă întreb. Cum e posibil? În fond, când treci printr-o facultate de medicină, înveți și lucrurile care țin de chestiile astea legate de dovezi, de teste clinice, de mai știu eu ce. Nu trebuie să cazi. Mie nu mi-a luat foarte mult timp. 30 de secunde și aflasem care e problema cu argintul coloidal. Nu ți-a mult timp. Important este să știi să cauți în zonele în care informațiile sunt informații și nu năzbâti. Și stai puțin. Deci pentru sinuzite avea femeia și trebuia să-și pună în nas argint coloidal și să bea cele trei lingurițe pe zi. Eu mi-am mai notat aici repede. Oricum, ajunseseră să vorbească și despre vindecarea cu ajutorul aurului coloidal ionic. Mărturisesc, n-am apucat să mă documentez. Asta se întâmpla exact înainte de a... Am urmărit emisiunea pe internet, chiar înainte de a pleca înspre studio și n-am mai avut decât vreo 30 de secunde la dispoziție, n-am apucat să vă drept. Cum să vă spun? Ei vor spune că dovești științifice sunt, pentru că sunt nanoparticule din aur care sunt folosite sau se dorește a fi folosite pentru a marca tumorile. Dar aia e o chestie mult mai complicată. Ține de nanotehnologie, nu are nicio legătură cu năzbitele pe care le spunește. I-am explicat, doamne, în schimbul acela de mesaje, n-a fost foarte lung, i-am explicat că îndepărtând oamenii de medicină prin prezentarea unor asemenea năzbetii, oamenii mor. E o crimă ce fac. Poate că limbajul meu a fost foarte dur pentru că am primit un ultim mesaj de la persoana respectivă care mi-a spus, nu știu, m-a întuieșat. Nu-l vă citi, ironic. Pe oamenii o mare răutate, veninul și lipsa iubirii. Nu știu cine sunteți și ce interese aveți, dar vă rog, scutiți-mă pe viitor de sfaturile dumneavoastră. Nu avem nevoie. Adevărat. Există oameni care nu au nevoie de rațiune, dar nu găsesc nicio justificare în prezentarea oamenilor care la televizor, în mass media, oamenilor care de fapt poartă un război împotriva rațiunii, care se simt bine în zona aceasta irațională, în care cuvintele tind să demonstreze, nu experimentele științifice.
V-am spus, în această emisiune s-a făcut reclamă la genul coloidal. Poate interacționează vreo CNA, ceva? Nu știu. Oricum, scopul meu nu neapărat să dispară emisiunile alea. Scopul meu este să dispară telespectatorii pentru asemenea emisiuni. Și așa cum am spus și anul trecut, împreună putem face lucrurile acestea. Trebuie să trimitem comentariile cu linkurile de tipul acesta, pentru că, cine știe, poate sunt unii oameni care balansează între rațiune și irațional. Poate reușim să îi ducem pe partea rațională. Și aș vrea să vă mai dau un... de la Hot News, am o mică secvență extrem de interesantă care ilustrează bine problema legată de educația în școală. Academicianul Solomon Marcus subliniază foarte bine câteva aspecte. Un om care are diplomă de bacalaureat nu e în stare să vă sună mai nimic despre teoria relativității, despre mecanica cuantică, despre revoluția în genetică produsă la mijlocul secolului trecut, despre... el învață să butoneze la calculator, dar despre ideile mari ale revoluției informatice nu învață, nu află nimic. Despre noțiunea de automat, de pildă, și vreau să vă spun că lucrurile astea de care vă spun nu vorbesc că sunt incomparabil mai atrăgătoare, mai plăcute decât multe din lucrurile existente actual, dar sunt și, eu pretind că pot fi și prezentate la, mai ușor, sunt mai ușoare decât multe lucruri care îi chinuie pe elev în... Foarte interesant ce zice domnul academician. E doar un mic fragment. Probabil că fragmentul este mai lung, atât am reușit să găsesc pe YouTube. Da, învață o sumedenie de lucruri inutile în școală. Lucrurile utile nu sunt învățate în școală și nu e învățată această gândire critică. Această gândire care te obligă să cauți dovezile afirmațiilor care se fac colo-colo. Din cauza aceasta suntem o țară de credul. Din cauza aceasta se cheltuiesc sute de mii de dolari pe vrăjitoare. Incredibil. Din cauza aceasta o producătoare de emisiune consideră răutate, consideră lipsă de iubire atunci când demaști. Prefer să folosesc acest cuvânt, un șarlatan. Dar trebuie să-i demascăm împreună. Trebuie să încheie aici emisiunea. Mi se termină timpul, dar vă dau întâlnire în același loc și la aceeași oră săptămâna viitoare.